binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem în casa lui Dumnezeu. Și vreau să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus și Domnul să ne binecuvinteze pe toți care am ales să fim în casa lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu dă binecuvântare și viață pentru veșnicie. Și nu numai pentru acest micuț care vine înaintea Domnului să fie binecuvântat, ci peste toți de Dumnezeu binecuvântare, că cel are binecuvântări. Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a citit, spunea, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în viață. Lăudați pe Domnul. Vrem să lăudăm pe Domnul în această dimineață și avem motive să lăudăm. Pentru că suntem sănătoși, pentru că avem un mare preot și la Evrei, capitolul 3, spune, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile spre apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Și nu vrem să ne uităm la oameni, vrem să ne uităm în această dimineață la Domnul Iisus. Mă gândeam la acel pasaj în care scrie cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul Iisus propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și era o mulțime mare adunată și li s-au făcut foame oamenilor și ucenicii spuneau, dați-le drumul, dă-le, Doamne, drumul ca să plece, ca să mănânce undeva. Și a spus, dacă are cineva de mâncare, ceva, și un băiat a avut ceva acolo de mâncare, niște pâine și niște pești, 3 pâini și 2 peștișori. Și cuvânt și Dumnezeu, Domnul Iisus, a fost acela care a mulțit acela ce a avut acel băiețel. Și vrem ca Dumnezeu să mulțească ceea ce avem noi și să binecuvinteze întreaga biserică. Și să plecăm binecuvântați de Dumnezeu din locul acesta. Tot la versetul 12 din capitolul 3 spune, luați seama, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Pentru că niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câte vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și știm cu toții că aceia care s-au răzvrătit sunt pildele noastre pentru noi astăzi, ca să ne uităm la ele și noi să nu mai cădem unde au căzut ei, noi să nu mai cădem în ispitele care au căzut ei, noi să nu ne mai închinăm idolilor care s-au închinat ei și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În versetul 11 din capitolul 4 spune să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și închipuirile inimii și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El și totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vrem în această rugăciune să ne apropiem de Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos și să-i spunem, Doamne, iartă-ne cu tot ce am greșit în săptămâna care a trecut și dă-ne putere ca să fim tari, dă-ne putere să nu mai cădem acolo unde am căzut, întărește-ne, Doamne. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică, să binecuvinteze tineretul bisericii, ca Dumnezeu să-i facă tari. În 1 Ioan
spune, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este în voi. Și vrem cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în inimile noastre și să fim tari înaintea lui Dumnezeu. Vreau să recit și câteva versuri și după care să mergem să ne rugăm. Domnul Iisus a zis ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Căci viața este mai mult decât hrana și trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea lui? Nu vă împietriți, faceți chiar astăzi pasul în pocăință și în legământ. Așa ne avizează Duhul Sfânt să ne angajăm în slujba Lui cu vasul, să n-amânăm, căci nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Ești tânăr, poate, și străiești destinul și te gândești că tânăr n-ai să mori. Dar moartea nu-ți cere buletinul atunci când violează ea căminul. Nu ține cont de vârstnici sau minori. Marchează și bordeiul și palatul. Intră și în vilă, intră și în chilie. Nu ține cont că poate împăratul e un rege tânăr ce conduce statul. Nu-i cere vârsta, nici certificatul de naștere sau de căsătorie. Nu ține cont de grade, de putere, de sărăcia ta sau de a mea. Când solul morții vine cu mandatul, se duce și săracul și bogatul. Nu-i un motiv de curiozitate. Toți știm că moartea e graficul uman și că lucrează strict după plan. Ea are plan de la maternitate până la cei cu vârste înaintate. Ea execută ordinile date care în fond depind de suveran. Și noi n-avem ce face. Asta-i soarta. Căci nimeni aici nu o să rămână. Păcatul lui Adam i-a deschis poarta ca să ne întoarcem iarăși în țărână. Și consecința aceasta va dura, căci lumea nu o poate preschimba. Dar când ajungi la capăt, dragul meu, se pune o întrebare, dragul meu. Te-ai împăcat sau nu cu Dumnezeu? Căci relativ la cele de mai sus, deși că viața are un apus, destinul nostru nu-i complet distrus. Există o nădejde în Iisus. Aleluia. Așa cum ne arată Duhul Sfânt, i-ai încheiat cu El un legământ. Și dacă l-ai trăit și te-ai supus, căci de aici toți oamenii s-au dus, și fiecare își ocupă locul cum i-a fost viața, nu cum e norocul. Acolo nu mai merge cu ciubuc să intervii cu câte speculații și să rezolvi cu pile și relații. Căci Dumnezeu de multă vreme tace, așteaptă în viața noastră o schimbare. Dar dacă pocăința nu ne place, umblarea în rău mai mult ne satisface, în cazul acesta, suflet fără pace, cum ai făcut, așa ți se va face. Nu mai există nicio rezolvare. Unica șansă care mai rămâne e să te întorci acum, azi, nu mâine. Căci cerul ne-a trimis un salvator, iar Dumnezeu decide și dispune de promisiune spus mai bune. Aceasta o face El astăzi prin har și ne redă viață veșnică în dar. În nimeni altul nu e mântuire. Nu-i niciun nume dat aici jos prin care omul cel mai păcătos să poată dobândi o mântuire, decât prin jertfa cea de ispășire și numele slăvit Iisus Hristos. Erou suprem, erou peste eroi, ne-a înviat în ziua de apoi și iată vine ziua cea vestită în care orice ochi îl va vedea pe nori, străfulgerând grămezi de meteori. Iar Evanghelia astăzi ne invită să dezbrăcăm ținuta învechită, să ne îmbrăcăm cu haina oferită cu care în spațiul cosmic ai să zbori. Să întretai văzduhul, atmosfera, ca porumbei înspre porumbar, să decolezi de pe planeta Terra spre întreg sistemul planetar. Așa va fi la întâia înviere, cum spune întâia Tesaloniceni. Apocalipsa este o prevedere că cerul exercită cu putere transferă zeci de mii de cetățeni. Plecarea credincioșilor acasă constituie o taină, un mister, constituie a lui Iisus mireasă, constituie biserica aleasă, constituie răpirea ei la cer. Așa cum Evanghelia ne promite, un glas de arhanghel va suna în zenit, iar masele de trupuri adormite ca praful sub acailor copite vor debloca pământul înțelenit. Rămâne un pic expunerea întreruptă. Ne referim la omul muritor, ne referim la tehnica de luptă a celui mai vestit cotropitor
Și vi-l aduc așa ca etalon pe regele Alexandru Macedon, care avea un titlu și un renume de care a auzit aproape întreaga lume. Lui Alexandru Macedon de s-ar găsi veșmintele și hainele vechi puse, ce mulți ar admira și l-ar privi. Cu antrenamentul lui și cu avântul, a cucerit aproape întreg pământul, dar moartea n-a putut-o birui. N-a rezistat, cum îl descriu poieții. Ea l-a învins în floarea tinereții, l-au plâns cu jalea lui veteran la vârsta de 33 de ani. După statistica de jos, nu cea de sus echivalent cu vârsta lui Isus. Un împărat atât de legendar ajunge să-l doboare un țânțar. Un rege de elită emerit l-a înțepat o gâză și a murit. După ce a dărâmat atâtea diguri, fortificări de forță militară, s-a îmbolnăvit și a murit de friguri înainte de a se întoarce în țară. O, ce vrea să ne spună acest cuvânt? O, iată ce e omul pe pământ! În fața providenței e o nimica, indiferent de rang sau de putere. E un abur care se ridică și deodată nu mai vezi că piere. Arena mondială a fost surprinsă de faima acestui geniu grandios. Puterea morții însă l-a pus jos. Cu antrenamentul lui și cu avântul, a cucerit aproape întreg pământul, dar moartea n-a putut-o birui. Dar cel mai important este să fim asigurați în Hristos. Cel mai important este să avem prieteni pe Dumnezeu și vreau ca să vă îndemn și să ne îndemnăm unii pe alții, ca să ne împrietenim cu Dumnezeu și vom avea pace, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ridicăm în picioare și să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, lasă călăuzirea Ta peste fiecare, lasă Duhul Tău și ajută-ne să umblăm călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Amin.